așa de mare titlu. În momentul în care am citit textul ăla, am rămas uluit pentru că era text de critică literară și era literatură, nu critică literară. Eu eram obișnuit cu genul de critică literară care însemna pe, în subsolul fiecarei pagini trimiteri la N autori, N trimiteri la N autori care scriseseră despre textele respective înainte. Trimiteri la concepte, limbaj cu vetust sau anost sau dificil, uneori nu-l înțelegeam. Trimiteri la tot felul de curente literare. Era altceva, era literatură. Tot ce am, tot ce m-a încântat, tot ce m-a uns pe suflet în acel volum, am regăsit pe urmă în toate cărțile lui. Indiferent că e vorba de, și cu deosebire în istoria literaturii, unde atât de hulită și atât de adulată în egală măsură, unde sunt pagini de, pur și simplu, în care cititul încremenește de emoție. Se poate încremeni de emoție. Și acum ajungem la cărțile de astăzi. Dar înainte de asta, totuși mă întorc să spun ce am observat atunci și observ și astăzi, chiar și în cărțile de astăzi. Alex Ștefănescu știe să, extraordinar de bine să povestească. Indiferent să-ți facă dintr-un fapt o esență, un sâmbure și sâmburile acelea să îl aducă în fața ochilor. Alex